Apropo de acest guvern de Uniunea Națională, ce ministere și-ar dori PSD? S-a pus în discuție chestiunea asta. Ce ministere vrea PSD în acest guvern de Uniunea Națională? Sau ce ministere ar trebui să-i revină PSD? Nu, subiectele acestea nu au fost discutate. Cu certitudine ar trebui să revină acele ministere unde competența celor de la PSD este certă. Ați văzut, spre exemplu, câți doctori, câți medici de renume au venit alături de noi, rectori universitari, cum este domnul Azam Firei, adică oameni care au acea ținută profesională foarte bine conturată. Și este evident că astfel de personalități pot produce reformă în anumite zone ale societății din România. De astfel de oameni avem nevoie și, cu certitudine, specialiști sunt foarte mulți în PSD. Vă dau exemplu abordării PSD. Faptului că, într-adevăr, se produce acea transformare în interiorul PSD-ului, nu mai vorbesc despre faptul că au intrat acum în Parlament și deputați și senatori care nu au nicio pată. Cred că este singurul partid politic unde nu există un deputat sau un senator care să fie trimis în judecată. Nu vorbim să fie în procese sau în ceva mai mult de atât. Sigur că există prezumția de nevinovăție, o respectăm, dar PSD este singurul partid care a înțeles acest mesaj foarte serios. Ceilalți doar povestesc, noi facem anumite lucruri. Și revin. Ieri s-a luat o hotărâre în CPN, în Comitetul Politic Național, care spune că cei care au funcții în partid nu vor ocupa funcții în sesiune, în birourile permanente. Corect, pentru că nu e o luptă pentru funcții, nu e o luptă pentru... Este o luptă pentru a veni cu oameni care pot să facă lucrurile bine și așa cum trebuie. Dar dacă PSD a câștigat alegerile, nu este normal să aibă și funcții în birouri permanente? Cu certitudine vor fi și funcții în birourile permanente și în comisii, pentru că ele, în conformitate cu regulamentul Camerei și cu regulamentul Senatului, se distribuie în funcție de algoritm, adică de rezultatul alegerilor. Lucru care i-a încurcat rău de tot. Sunt disperați. Faptul că existau cutume în Parlament, în care întotdeauna partidul care a câștigat alegerile, partidul cel mai bine plasat, începe și alege care comisie și-o dorește. Președinția comisiilor importante din Parlament. Nu vor să mai respecte nimic. Acum, PNL, USR, UDMR, toată coaliția asta a pierzătorilor nu vor să mai respecte nimic. Vor să aleagă tot, să ia tot și nu mai respectă. Vă mai dau un exemplu pentru că, care nu este legat de Parlament, dar arată abordarea PNL și cum înțeleg ei să guverneze. Lucru care de fapt o să-i ducă și la o plângere penală pentru primul ministru interimar și pentru miniștrii care au avizat. Au dat o hotărâre de guvern prin care au repartizat sume către primării. Vă invit să aveți curiozitatea și să vă uitați pe această repartizare și să constatați că primăriile care sunt conduse de primari PSD fie nu sunt finanțate, fie sunt finanțate în bătaie de joc. Și 3.000 de lei, și 10.000 de lei, și 100.000 de lei. Și să comparați cu sumele pe care le-au primit cei de la PNL. Niciodată, dar absolut niciodată, în timpul guvernărilor PSD nu s-a întâmplat acest lucru. O astfel de insultă și o astfel de bătaie de joc, o astfel de batjocoră, au fost cu 2 săptămâni, cred, înainte, repartizate sume pentru persoanele cu dizabilități și pentru însoțitorii persoanelor cu dizabilități. La mine, în județ, în Prahova, 27 de primării conduse de primari PSD nu au primit bani deloc, nici măcar un leu. Ce fac acei oameni? Că nu e vorba de culoare politică aici. Știți? Multă lumea spune, doamne, e o luptă politică. Asta nu e luptă politică. Asta este dispreț față de oameni.